În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Iubiți credincioși, iată-ne în duminica de după nașterea Domnului, după o serie de sărbători, de încărcări duhovnicești. Și pentru astăzi, deși Sfinții Părinți ne-au rânduit a ne aduce aminte din istoria începutului mântuirii neamului omenesc, despre fuga în Egipt, despre întoarcerea de acolo, despre plecarea în Nazaret a Mântuitorului, a pruncului și a familiei sfinte, și chiar biserica astăzi prăznuiește pe cei 14.000 de prunci uciși în Betleem, duminică pe care frații noștri catolici o numesc Duminica Familiei, Sfintei Familii. Este o duminică în care eu am să vă spun despre ziua de astăzi. De unde mi-a venit mie acest gând? Tocmai din faptul că duminica trecută s-a numit duminica de dinaintea nașterii Domnului. Duminica aceasta este duminica de după nașterea Domnului. Duminica viitoare este duminica de dinaintea botezului Domnului, iar duminica cealaltă, pe 12 ianuarie, va fi duminica de după botezul Domnului. Atunci când vă vorbeam despre călătorii, spuneam cât de important este să trăim momentul călătoriei en avant, înainte de, prin plănuire, prin tot felul de gânduri și de trăiri anticipative, emoționale, cât de important este să ne gândim cât mai mult la ce vom face, pentru că atunci când se întâmplă momentul s-ar putea să nu mai avem timp. Cât de important este apoi să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în călătorie, tot așa, pentru că nu eram în stare ca în timpul călătoriei în sine să ne bucurăm total. Ei, și de aceea eu vreau astăzi să răsucesc puțin cuțitul în rană și să nu mai punem accent nici pe gândul anticipativ, nici pe amintire, așadar nici pe anamneză, ci pe ziua de astăzi. Ca să mă fac mai bine înțeles, am să vă spun cam cum văd eu ziua de astăzi. Ziua de astăzi este ziua învierii. Dacă este ziua învierii, nu poate să treacă pe lângă Golgota. Ziua de astăzi este Mântuitorul între cei doi tâlhari. Mântuitorul pe Golgota avea de-a stânga și de-a dreapta doi tâlhari. Unul îl osândea ca cel care era și el în aceeași osândă, dar îi spunea: dacă ești tu Dumnezeu, dă-te jos după cruce. Ei bine, după părerea mea, putem să spunem că acest tâlhar este ziua de ieri. Hai bă, te-ai trezut tu mai cu moți că ești ziua de astăzi. O să faci tot ca noi. Ia, vrei să-mi arăți vreo minune? Hai, fă tu altceva. Și ai să vezi că nu o să-ți iasă. Tot 24 de ore ai, tot aceleași gânduri te cuceresc, planul pentru viitor degeaba să faci. Trăiește ziua. Pe cealaltă parte, era tâlharul care spunea: dar nu ți-e ție rușine că amândoi suntem sub aceeași osândă, dar acesta n-a greșit cu nimic și noi suntem niște păcătoși? Și Mântuitorul l-a răspătit pe loc și i-a spus: adevărat îți spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Iubiți credincioși, despre ziua de astăzi vreau să vă spun ceva. Este la îndemâna noastră ce ascultăm, tâlharul din stânga sau tâlharul din dreapta. A, că sunt amândoi tâlhari, da, dar vorbim la trecut, măcar despre unul dintre ei. Vorbim la viitor despre același dintre ei, care va fi primul cetățean al raiului. A să zic că avem
pentru ziua de astăzi tot ceea ce este la îndemâna noastră. Atunci când un nepot și-a întrebat bunicul cum de poate să își aleagă omul o cale bună în viață, i-a spus pilda aceea cu cei doi câini. Fiecare om are doi câini, unul bun și unul rău. Acum trebuie să fac o mică paranteză. Când e vorba de câini, calitatea de bun sau rău este atât de relativă încât trebuie să mai spun ceva. Era unul care se ruga și rugăciunea lui a fost auzită de un vecin care trecea pe lângă icoana la care se ruga el și zicea: dă Doamne să fie rău, dă Doamne să fie rău, dă Doamne să fie rău. La care l-a așteptat din rugăciune și a zis: nu te supăra, dar noi toți, în general, ne rugăm să fie bine, să fie bun. Te-am auzit pe bata o rugăciune foarte ciudată, n-am mai auzit-o. A, păi n-ai auzit-o? Este exact la ceea ce mă rog eu. Cum adică? Mă duc să-mi cumpăr un câine. Omul se ruga să fie rău. Dar pe de altă parte, să știți că se spune despre un câine că e rău atunci când e bun sau e bun atunci când e rău. Așa că o lăsăm puțin pe asta cu câinii deoparte. Bunicul i-a răspuns pe dată. Este un câine bun și un câine rău, dar în sensul personal al fiecărei cauze. Și au spus, au aceeași putere la început. Dar să știi că în timpul vieții va învinge câinele pe care omul îl hrănește mai mult. Așa că în posibilitățile noastre stă și ziua de ieri și ziua de mâine, dar de ce astăzi este mai importantă? Pentru că astăzi este ziua Domnului, nu este nici ieri, nu este nici mâine. De ce? Pentru că omul are posibilitatea să lucreze ceva astăzi. Pentru că dacă este vorba de trecut, de ziua de ieri, nu mai lucrează. A lucrat, povestește despre ce a lucrat. Dacă este vorba de ziua de mâine, păi câți n-am început postul de mâine? Câți nu am început dietele de mâine? Cât n-am început să învățăm pentru sesiune de mâine? Hai să fim serioși, ne aducem aminte de propria noastră gospodărie educațională. Așadar, ziua de mâine n-are cum să fie alta decât a diavolului. Este o zi a hologramelor, o zi a unor încărcături maxime. Dacă auziți pe un fumător că se lasă de fumat de mâine, să fiți siguri. Dacă auziți pe cineva că o să schimbe viața de mâine, iar să fiți siguri. Dacă auziți pe cineva însă că spune de astăzi, mă schimb, să știți că lucrul acesta este singurul posibil. Dacă o facem de astăzi, putem să mergem până la capăt. Când ne va rândui Dumnezeu ca mâine să o luăm de la capăt, mâine va fi astăzi. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Ce facem noi cu trecutul nostru? În general, experiența noastră lucrează cu noi cam în felul următor. Dacă vom face în aceeași vom răspunde în același fel unor provocări, de ce ne mirăm că avem aceleași rezultate? Pentru că trebuia să știm dinainte. Dacă ieși afară în miez de iarnă dezbrăcat, te mai miri că până în seară ai contractat o pneumonie? Nu. Dacă te-ai dus odată la un curs fără să înveți nimic și ai luat notă mică, dacă te duci mâine în aceeași pregătire, de ce aștepți să se întâmple altceva? Orice lucru pe care l-am mai trăit într-un fel, adică de ieri, nu se va schimba pentru mâine sub nicio formă. Eu atunci când vă rugam să faceți în fiecare zi câte un lucru foarte mic, diferit de ziua de ieri, tocmai pentru așa ceva vă făceam. Ca să creditați și ziua de mâine, nu cu trecutul. Pentru că, în general, omul are în fața lui trecutul, dacă nu este atent și nu este antrenat să aibă viitorul în față. Degeaba vă amăgiți crezând că trecutul este în spate și viitorul este înainte. Nu! Trecutul ține de prezent și viitorul ține tot de prezent.
Numai că dacă facem aceleași greșeli, vom avea aceleași eșecuri. Dacă facem aceleași lucruri bune, vom avea, într-adevăr, lucruri bune. Dar trebuie să facem un pas mai mult, și anume să credităm viitorul începând de astăzi. Pentru că altfel ne pomenim că în fața noastră, în loc să fie să urmeze ziua de mâine, urmează tot ziua de ieri. De ce? Pentru că, de exemplu, de sărbători, ne-am adunat într-un fel, seara ne-a durut capul, am zis că o să treacă, după aia ne-a durut stomacul, dar mâine facem aceleași greșeli. Ori mâncăm o sarmă în plus, ori nu suntem atenți și nu ne mai ridicăm de la masă până când ne săturăm. Și atunci, de ce ne întrebăm, oare de ce mi s-a întâmplat la fel și astăzi? Tocmai că nu am lăsat ca ziua de astăzi să vină cu ceva în plus. Ziua de astăzi are în ea și germenele trecutului și germenele viitorului. Depinde cu ce ureche auzim. Să auzim tâlharul care ne spune, mă, da, ești în aceeași osândă cu mine, sau să-l auzim pe celălalt, măi, el e nevinovat. Noi însă aruncăm vină, nu numai pentru ziua de astăzi sau de ieri, aruncăm vina și pentru ziua de mâine. De ce? Dacă îi spui cuiva, măi, hai, uite, de în seara asta ne pregătim de drum și plecăm la București. A, nu, că ninge, a, o să n-am cauciucuri, na, nu se poate, când o să mai venim de acolo? Deja ziua este compromisă. Ăla este un mâine care ce? Ține de trecut, de experiențele negative pe care le-am avut, de dimineața trecută când ne-am trezit așa îngândurați, ai de mine, s-au terminat sărbătorile astea, a, dar vine iar nebunia, vine anul nou, ai de mine, copiii n-au început școala, încă e vacanță, nu pot să mă duc pe Valea Prahovei că-ți fac 6 ore numai până la Comarni, ce mă fac? Păi fratele, dacă gândești așa, păi așa se va și întâmpla. Dacă gândim cu mintea de ieri, cu siguranță că mâine va fi, chiar îmi pot permite, mai rău decât ieri, pentru că vine indexat. Dar de ce nu spunem noi, păi astăzi este azi, gata. De azi încolo vreau să am viitor, nu trecut, că trecutul știu, ce a fost, nu mă interesează. Să fie, oricât de frumos a fost trecutul, este loc și de mai bine, numai că vedeți că mintea vă joacă feste. O să creadă că dacă un lucru în trecut a fost bine, nu mai e loc de mai bine. Nu bine, mai bine la dușmanul binelui, nu, nu, nu. Este loc pentru o evoluție. O revoluție nu se face cu armamentul din dotare pe care l-am primit ieri. Se face cu armamentul din dotare pe care îl deținem azi. S-ar putea ca atunci când încercați să faceți o schimbare, să vă dați seama că aveți armament, dar nu mai aveți muniție și vă duceți să cumpărați muniție. Știți ce pățiți când vă duceți să cumpărați muniție? Așa cum am pățit eu acum vreo 2 ani, când vroiam să repar jumătate din casă pe din afară și m-am dus la firmă, ba umit, că nu sunt acum în fața sticlei să mă auziți cu publicitate. Și am spus să-mi dea codul cu tare, portocaliu, 6285. A zis, stați așa puțin, că de 10 ani s-au schimbat codurile. Păi zic, acum eu sunt vinovat că mi-am vopsit casa tot cu voi și am fost la fel de serios încât, a, ce, nu, nicio problemă, dar uitați-vă dumneavoastră aici pe paletar și spuneți-mi care este 6285. Pardon! Zic, în primul rând, eu nu predau desen la școală, predau muzică. Dacă aveți ceva pe bază de ureche, vă pot spune, dar așa, pă, nici nu recunosc două chipuri, mai pățesc cu studenții, așa am luat carnetele de student și nu prea știu, pentru că poza în general de la carnetul de student aparține liceului. Când au terminat liceul, atunci au făcut și poza de carnet de student și poza de toate cele, și de pașaport, și de permis de conduce și așa mai departe. Și el deja e anul 4, te uiți la el că nu mai e nenea ăla de acum 5 ani. Ei, și acum eu vă spun așa, când vă duceți să luați muniție pentru armamentul din dotare, puteți să
aflați că de fapt armamentul dumneavoastră din dotare nu mai are cu ce să fie încărcat, pentru că nu se mai produce așa ceva. Atunci, ce e de făcut? Să ne obișnuim mintea să nu mai fie dependentă de nimic din exterior. Asta înseamnă să nu mai fie dependentă de trecut. Când vezi, de exemplu, că ninge afară, imediat, fără să vă dați seama, există un sistem neuronal care funcționează. Vă aduceți aminte ce ați pățit când ați văzut așa că ninge și ați plecat cu mașina. Și v-ați condamnat imediat la repetiție. Și se va și repeta. Poate că de multe ori și mai grav decât s-a întâmplat. Dar dacă vedeți afară că ninge, vă spuneți, uite o posibilitate de a nu mai fi ca atunci când. Și așa se va și întâmpla. Mult mai frumos. De ce? Pentru că ați schimbat. N-ați mai rămas dependenți de lucrurile vechi. Adică ziua de astăzi este cea care ne permite să mergem mai departe, nu tot înapoi în vechile noastre obiceiuri. De exemplu, astăzi este o zi în care să zicem că vă întâlniți cu aceiași oameni cu care v-ați întâlnit în zilele trecute. Acum, dacă ați numărat că mai sunt încă 75 de sarmale din 150, bineînțeles că ați zis, bă, tată, hai că și azi e Crăciunul, ia cheamă-l iar pe vecinul, iar pe bunica, iar pe nu știu ce, hai să ne vedem din nou. Diferența între ieri alaltăieri, de la Crăciun încoace, și astăzi, vreau să o țineți minte. Este fantastică. Astăzi aveți altă șansă. Când vedeți în farfurie 5 sarmale, știți că a 5-a vă face rău. Când vedeți vinul de o anumită culoare, deja să știți că dacă faceți aceeași greșeală pe care ați făcut-o alaltăieri, nu o să scăpați. Și atunci nu vă mai comportați cum v-ați comportat în trecut. E, acum începem să înțelegem că de fapt aceasta este ziua pe care ne-a dat-o Domnul să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Pentru că fiecare zi este în ea cu germenii lucrului bun. Cu germenul, adică cu cei doi câini, câinele bun și câinele rău. Chiar odată spunea părintele Asenie că a dat un răspuns cuiva care îl întreba cum să facă să aleagă dintre bine și rău și de unde știe el că dacă alege partea bună o să iasă învingător. A, zice, băi frate, știi că în lume a lăsat Dumnezeu un echilibru perfect? Adică lumea îngerilor și cu lumea diavolilor este egală. Și pe umărul fiecărui om există un înger bun și un diavol care încep să se lupte. Știți cine câștigă? Cel de partea căruia este omul. Așadar, noi facem diferență. Avem în față omul astăzi. Omul este omul astăzi. În stânga lui îngerul bun, adică omul trecutului care să zicem că a făcut un lucru bun, amestecat cu îngerul rău, pe partea cealaltă la fel. Și atunci, cine va ieși învingător dacă în acest echilibru pe care știm sigur, eu cel puțin știu sigur de la Părintele Asenie că este lăsat de Dumnezeu perfect, va câștiga cel de partea căruia este omul. Dacă omul zilei este un om luminos, să nu mai spună, aoleo, iar urmează lună plină și iar n-o să dorm, ce o să fie cu mine. O să spună, da, astăzi este o nouă zi. Astăzi deja intrăm într-o altă etapă de viață. Și atunci începem ușor, ușor să nu mai trăim cu presiunea pe care o pun factorii externi asupra noastră. Iubiți credincioși, vă urez ca zilele acestea pe care le-am trăit, să lase numai urmele bune, să rămână în amintire și să știți că ele nu vor influența negativ niciodată viitorul în măsura în care noi știm că astăzi este ziua noastră. Astăzi este ziua în care putem să schimbăm totul. Astăzi este ziua în care putem să avem o nouă atitudine. Iar ziua de mâine va fi ziua viitorului,
în măsura în care nu mai facem greșelile trecutului. Așa să ne ajute Dumnezeu.